Salutare, prieteni, și bun găsit din nou la Ecclesia Live. Așa cum am promis, începem de data aceasta o serie întreagă de emisiuni în care vom încerca să facem prevenție legată de viața noastră de zi cu zi. Vom încerca să vorbim pe bune despre problemele cu care ne confruntăm, să le aducem în lumina reflectoarelor, dacă vreți, să le analizăm și să găsim metode prin care să putem ieși repede la liman și să trăim acea viață din belșug pe care Domnul ne-a promis-o. În toată această serie de emisiuni vom avea alături de noi pe doamna Dana Nădăban, psihoterapeut clinician. Bună seara. Am zis bine? Da, da. Vă salut și vă mulțumesc că sunteți cu noi. Mulțumesc pentru invitație. Vrem să facem prevenție, cel puțin așa vorbeam noi rândul trecut, și vrem să discutăm foarte deschis despre problemele pe care oamenii le au, de care se lovesc din când în când, să le aducem în lumină și apoi să le găsim soluții. Și am zis că în primul sezon pe care noi îl vom avea înainte, vom discuta despre etapele vieții umane și despre problemele inerente fiecărei etape. Dar înainte să pornim, spuneți-ne, afară este foarte cald, acum când filmăm noi, foarte cald. Am citit undeva că odată cu căldura, cu cât e mai mare căldura de afară, cu atât crește nervozitatea. E adevărat și dacă da, cum ne ferim de ea? Nu de căldură, de nervozitate. Da. Bună întrebarea, mai ales că e vorba de etape. Atunci și răspunsul meu va fi tot în acord cu tema noastră din sezonul acesta. În funcție de vârstă ne ferim în diferite feluri. Adică pe la 60 de ani o căutăm cu ardoare, undeva poate mai devreme pe la 45-35 știm cum să gestionăm emoțiile sau ar trebui să știm cum să gestionăm emoțiile deja și atunci ne ferim de furie indiferent de vremea de afară. Dar, din păcate, undeva în jur de vârsta de 2 ani nu o să putem să ne ferim de furie sau de frustrare și o vom manifesta în plen spre deliciu unor vecini, prieteni, de familie sau bunici și disperarea părinților. Da, profunda disperarea părinților. Da. Vrem să vorbim despre etape, dar haideți să încercăm să facem o periodizare, să vedem care sunt stadiile dezvoltării umane, ca după aceea să le putem urmări. Da, în stadiile dezvoltării umane, în ultima vreme, s-a pus accent și s-a subliniat și perioada intrauterină. Este importantă, de la concepție până în momentul nașterii. Este o perioadă în care se întâmplă foarte multe transformări și, deși noi nu ne-am propus să o discutăm pe larg, ea este o perioadă importantă. După aceea e perioada de la 0 la 1 an, unde e vorba de o perioadă cu creșteri majore, fizice, în dezvoltare. Copilul are așa un puseu de creștere. După e mica copilărie, de la 1 an la 3 ani, de la 3 ani până la 6, poate 7, depinde. Acum în România copiii intră la școală undeva pe la 5 și 6 ani, e copilăria târzie. Școlarul mic se încadrează în vârsta de la 6 ani undeva, poate înainte un pic de 6 ani, până pe la 10 ani. De la 10, chiar 11 ani, până pe la 14 este prepubertatea. După aceea, de la 15 încolo până în jur de 20, este adolescența. 15, asta fiind borne nu tocmai fixe. Da, ele, de-aia câteodată vedeți că spun 4-5 ani, 6-7 ani, pentru că dezvoltarea noastră, deși are un cadru în care o urmărim sau o monitorizăm noi specialiștii, ea nu este trasă la Xerox pentru toți. Unii mai devreme, alții mai târziu, unii au achiziții mai timpurii, alții mai târzii, dar cam în general pe acolo se înscrie, de aia vorbim despre vârsta asta. Și undeva de la 20, eu aș spune chiar 23 de ani, e vorba de adult tânăr. Poate undeva în jurul vârstei de 40-45 e în perioada adultă în care omul se confruntă cu multe întrebări. Poate o vom aborda și pe aia. Și după 60 de ani e perioada târzie, 65 chiar, în care
din nou omul se confruntă cu alte probleme și poate că și acolo o să abordăm un pic da. Mai extins. Noi am zis apusul. Da, da, foarte frumos. Apusul. Da. Fiecare etapă din asta are problemele ei. Da. Noi în emisiunea de data asta ne propunem să discutăm copilăria. Și în copilărie, din periodizarea asta pe care ne-ați dat-o noastră, probabil că vom merge până către 10 ani. Deci ne referim la problemele pe care le au copiii până pe la 10 ani. Dar și numai problemele. Eu m-am gândit ca mai întâi să discutăm despre dezvoltare și puțin să vă fac o introducere despre ea, pentru că oricine vrea să citească extensiv se poate găsi acum. Internetul este o resursă bună dacă știm și să diseminăm informațiile pe care le primim de acolo. Doar mă interesa foarte mult să pun accentul pe importanța perioadei până la naștere și felul în care se întâmplă concepția, toată perioada aceea, dacă e cu traume, dacă nu, dacă mama poate duce sarcina, asta poate să influențeze foarte mult dezvoltarea fătului. Și de ce nu, contează foarte mult și alimentația în perioada aia. Ce mănâncă mama, cât de mult doarme, contează ce face cu emoțiile ei în perioada aia, pentru că copilul va prelua de la mamă și hormonii de stres. Deci putem spune că perioada de educare a unui copil sau grija, momentul în care începem să manifestăm grijă pentru un copil este cu ceva vreme înainte de naștere, da. În perioada intrauterină. Dinamica relației dintre cei doi soți din cuplu este și ea importantă, bănuiesc. Sigur că da, pentru că asta asigură mamei liniștea și siguranța de care are nevoie și asta înseamnă inclusiv echilibru emoțional. Un echilibru emoțional, se știe foarte clar, înseamnă și hormoni de creștere. Da? În prezența cortisolului, care este un hormon care crește în momentul stresului, indiferent că este emoțional sau profesional sau de oricare natură ar fi, în momentul în care cortizolul crește, apar tot felul de inhibitori și creșterea este oprită, poate întârziată doar. E foarte importantă relația dintre cei doi soți, dar vom vorbi despre relație un pic mai târziu când vom aborda perioada aceea. Perioada aceea, da. Bun, haideți să vedem care sunt etapele de creștere și care sunt problemele specifice fiecărei etape. Cum ne putem raporta la ele în așa fel încât să reușim să trecem ca părinți cu bine peste etapele respective. Da, prima perioadă cu care ne confruntăm mai puternic este, dacă toate au mers bine în perioada sarcinii, este perioada aceea de adaptare de la 0 la 1 an, dar perioada de adaptare nu este pentru copile de adaptare, pentru părinți undeva ar trebui să fie undeva până în 3 luni, când părinții se adaptează la ritmul de veghe somn al copilului, care este un pic haotic, îl trezește foarte des foamea, la fel de tare îl poate trezi și setea și el nu poate spune am nevoie de aia sau de cealaltă, nu știe să numească și atunci părinții învață cumva să deosebească un plâns de altul. Și plânsul de durere e diferit de cel de foame sau de vreau să mă iei în brațe. Am întâlnit persoane în perioada asta de care vorbiți dumneavoastră absolut epuizate, mai ales mamele. Împinse la extrem, de o epuizare extremă, aproape că pe altă lume. Cum pot ele regla felul în care se implică și cât să lase să fie consumate de perioada asta? Dar fără să vrea, ele vor fi cele mai consumate, mai ales dacă alăptează și alăptatul este chiar recomandat pentru că aduce un aport de anticorpi, aport important în dezvoltare și în felul în care copilul reușește să se dezvolte, pentru că anticorpii sunt acele resurse pe care ne putem baza în a putea avea o creștere normală, imunitate. În lupta cu bolile, cu virusii. Da. Sigur că da. Așa că dacă mama alăptează și ar fi recomandabil, ea va fi cea care va fi cea mai epuizată, pentru că trezirile și alăptarea la cerere înseamnă trezit de câte ori copilul are nevoie și alăptarea înseamnă hrănire constantă în intervale destul de scurte de timp.
Și între mama n-are vreme să se odihnească, n-are vreme să poate apucă să se spele, maxim să se întindă în pat și deja iarăși trebuie să se ridice. Bun, dați-ne un sfat. Ce să fac în perioada aceea atât de epuizantă? Un sfat foarte util pentru mamele din vremea noastră este acela de a reuși să pregătească de dinainte, să se pregătească ele dinainte, pentru a pune rezerve deoparte din laptele matern, astfel încât și tata sau altcineva dintre cei din familie extinsă, care mai stau și ajută mama, să poată să hrănească copilul din când în când. Dacă somnul e foarte, foarte afectat, somnul mamei e foarte afectat, acest lucru poate influența negativ și lactația. Și atunci e un cerc vicios. N-am nici suficient să-i dau copilului să-l hrănesc să se sature, ca el să doarmă cât de cât 2 ore să apuc să dorm. Mă uit în casă, vreau și în casă să fie lucrurile în ordine, cum știam că erau în ordine, și atunci presiunea e foarte mare. De aceea contează foarte mult cine ajunge în contact sau în legătură cu familia restrânsă care tocmai a primit un bebeluș. Da? Foarte adesea în România se practică vizitele. Eu nu recomand vizita la bebeluș. Dacă vrei să vizitezi bebelușul și pe mamă, pune mâna, spală un vas, spală podeaua sau toaleta. Și așa poți să fii de folos mai mult decât cumpărând o hăinuță sau mai știu eu ce alte jumbuș lucruri de jucării pe care copiii s-ar putea să nu le folosească niciodată. Și care încarcă spațiul. Da, evident. Și copiii se pot juca și cu alte lucruri. Dar întorcându-ne la perioada aia, e foarte important ca toți cei implicați, chiar și familia extinsă, să înțeleagă că mama nu trebuie să fie la cheremul lor, totdeauna dispusă să servească pe toată lumea, ci în perioadele alea să fie menajată. Pentru că nedormitul poate duce la tulburări serioase. Somnul este una din nevoile de bază pe care, dacă le ignorăm, poate să ducă spre tulburări serioase, care evident că pot fi reversibile dacă se doarme. Dar până reușim să restabilim un somn normal al mamei, durează foarte mult. Bun. Am trecut de etapa aceea. Am ajuns în etapa de 1-3 ani. Da. Ce probleme pot apărea acolo? Vreau să mă întorc un pic la perioada aia, că am subliniat doar perioada asta de până la 3 luni și rolul părinților în perioada asta. Ce trebuie să știe părinții în perioada de până la un an, creșterea este accelerată. Copiii au niște stabilite clar de normele pe care le-au făcut psihologii și cercetătorii, stabilite niște norme pe care ei ar trebui să le atingă. Și dezvoltarea copilului va fi bine să fie stimulată pe parcursul ăsta. Foarte mult contează în perioada asta stimularea copilului. Ea nu se face doar la nivelul ăsta al lăptatului și al faptului că îl privești pe copil în ochi și ochii lui și te privește și el înapoi în ochi. Ci va însemna mângâierile, vor însemna schimbul de scutece povestind copilului, jocurile în momentul în care îl îmbraci, pentru că toate lucrurile astea în perioada asta se așează în arhitectura neuronală a creierului. Inclusiv timpul ăla petrecut citindu-i, chiar dacă el nu pricepe? Da, cântându-i? Sigur că da, giugiulindu-l. Vorbind despre rățușca din față, el nu știe ce e aia rățușcă, dar felul în care îi vorbești despre rățușcă, îi arăți tramvaiul, îi spui uite tata a venit sau fă papa la bunica, toate lucrurile astea sunt foarte importante, pentru că atunci se structurează arhitectura neuronală. Dacă vă gândiți, foarte des am văzut mămici care alăptau și spuneau ta copilul e prea mic și stăteau pe telefoane. E foarte greșit. Arhitectură neuronală înseamnă conectare vizuală, în primul rând, pentru că copilul caută instinctiv fața umană. Dându-i voie să te vadă, dându-i voie să-ți vadă grimasele, zâmbetele, râsul, îl înveți. Piaget este unul din cercetătorii care a făcut experimente pe proprii lui copii și i-a urmărit. Și unul din cele mai haioase, ca să zic așa, experimente a fost acela că din momentul nașterii a început să scoată limba la copiii lui să vadă când răspund copiii. Ei bine, copiii răspund foarte devreme.
Doar că trebuie să ai răbdare până începe și el să înțeleagă că ce ai făcut tu, face și el. Dar foarte repede imită. De la câteva ore. O dezvoltare sănătoasă, care ne ferește de problemele de mai târziu, începe în perioada aceea de a 1 la 3 ani, în care îi ofer timp, vestita expresie folosită aproape la nesfârșit, de calitate copilului. Ce înseamnă asta? Fiind prezent. Da, fiind prezent tu cu tot ceea ce ești acolo. Cu atât mai important este în perioada asta, pentru că se cristalizează și se definitivează atașamentul. Este nu foarte mulți oameni care să educe copilul. Nu purtăm pe copil de la unul la altul, acum îl plasăm 3 ore aici, acolo 6 ore, acolo 8 ore. Cu cât mai puține persoane sunt implicate în creșterea și în îngrijirea copilului în perioada asta, cu atât mai benefic este pentru copil. Pentru că se știe foarte clar, copiii abandonați care trăiesc în locații foarte bine aranjate, unde sunt hrăniți cum trebuie și schimbați la timp și îngrijiți, nu se dezvoltă normal, nici fizic, nici psihic, tocmai din pricina faptului că oamenii schimbă turele constant. E foarte important să ne dăm seama că e important acolo persoana de bază care îngrijește, pentru că ea ajută copilul să se atașeze și prin atașament să aibă o dezvoltare normală. Ei, și aici facem o pauză și vorbim despre una dintre cele mai grele decizii de luat pentru doi părinți, el și ea. Conștienți fiind că cei care trebuie să educe copilul sunt în primul rând ei și nu trebuie să fie foarte mulți cei pe care îi aduc din exterior spre asta, ei fiind două persoane cu carieră, două persoane cu foarte multe lucruri de făcut, unul dintre ei va trebui să se pună pe pauză sau vor trebui cel puțin să discute, nu? Despre asta. Ce facem în continuare? Ne avântăm în viața noastră de, ca și până acum, doar că avem o remorcă, copilul, sau unul dintre noi se oprește, își pune viața în paranteze. Da. Ar fi de dorit ca această discuție să aibă loc înainte de a avea copilul. Și mai de dorit ar fi ca în perioada de dinaintea căsătoriei cei doi să-și stabilească valorile. Pentru că dacă nu sunt valori comune, alea vor fi un punct de răscruce nevralgic pentru amândoi și da, dureros din când în când îl atingi. Și nu cred că ar trebui să, da, se schimbă el după căsătorie, da, o schimb eu pe ea după căsătorie. Nu asta ar trebui să fie scopul. Scopul este, dacă noi avem lucruri în comun și avem valori în comun, înseamnă că vom putea construi și dincolo de îndrăgosteala de început. Despre asta e vorba, despre a construi. Da. Că iată, vine un moment când s-ar putea să decizi că pentru a construi cum trebuie un viitor om, un om, o căsnicie, va trebui să pui pe pauză ceva ce poate ți este foarte drag. Da. Sau să iei ce puțin, e o decizie teribil de grea. Este, mai ales pentru cei care au investit timp, eforturi în carieră sau în direcția în care au mers. Dar eu cred că acolo e foarte important a se discuta. Și nu ne aruncăm înainte înspre, ok, vom vedea ce are să fie. Pentru că vom vedea ce are să fie, nu totdeauna aduce rezultate bune. Mai este ceva important în perioada asta de dezvoltare de la 1 la 3 ani? Nu, putem trece. Trecem mai departe. Perioada 3, 6, 7 ani, noastră zis copilăria târzie. Ce e important în perioada aia vis-a-vis de ceea ce pot face părinții? La ce trebuie să fii atenți? Da, acum o să te întorc înapoi, că se pare că rolul meu astăzi este să te întorc înapoi. Ne întoarcem să discutăm despre perioada 1-3 ani, în care apare cristalizarea ideii de sine și copilul învață că el este o persoană distinctă de cei pe care îl iubește, care îl iubesc pe el și el îi iubește, și apare nu. Vrei o înghețată? Nu. Mergem în parc? Nu. De ce? Pentru că copilul descoperă că e o persoană deosebită de ceilalți și începe să-și exercite propria voință. Să cristalizeze personalitatea. Da, și nu e puternic. Da, și prin ce altceva decât nu ar putea să o facă, mai ales că chiar undeva în jurul vârstei de 2 ani, limbajul începe să se dezvolte tot mai mult. Și începe să facă propoziții poate de 2-3 cuvinte copilul.
Și deja aveți o relație, deja știi exact ce îi place copilului și copilul știe ce îți place ție și aveți așa o viață împreună și dintr-o dată începe să spună nu la toate lucrurile. Ce faci atunci ca și părinte e foarte important, pentru că instaurarea autorității și tu faci cum zic eu, așa zisul tu faci cum zic eu, poate să degradeze relația dintre cei doi. Copilul percepe abuzul de autoritate, pentru că abuzul este ceva ce poate fi interpretat cu ușurință de indiferent ce vârstă ai, ca pe un pericol, și atunci începe să se rupă relația și se poate ajunge la distanțare și acolo sunt niște pericole. De aia e foarte important cum spui nu. Spui nu luând personal, copilul ți-o face ție sau îți face ție în ciudă, hai să dormim, nu. A, copilul ăsta îmi face mie. Dacă o iei personal, nu vei educa. Pentru că educare cu forța nu există, ci conectare merge foarte bine cu educare. Și atunci conectarea ar însemna strategii eficiente de a-l duce pe copil, că el încă poate fi foarte ușor condus spre ceea ce îți dorești. De aia e foarte importantă și abordarea nu-ului aceluia. Nu care apare în perioada asta și care eu cred că se transferă către copilăria târzie și perioada aceea de la 3 la 7 ani și la un moment dat devine mai problematic decât atât. Mai ales în adolescență, cât de problematic va deveni ruptura asta când el îți confruntă autoritatea pe față, pentru că definirea propriului sine și identificarea cine sunt eu se face cu refuzul a mai păși pe urmele pașilor părinților și aș căuta singur independența. Și dacă iarăși o iei personal, de unde prima dată ai rupt legătura cu copilul pe la 2 ani, poate 3, și el a învățat că nu se poate decât supune autorității, că nu există comunicare și conlucrare, undeva la adolescență poate să facă mari ravagii, nu ăla de la 2 ani. În perioada asta de copilărie târzie, intervine școala la un moment dat, către finalul copilăriei târzie. Cum se poate pregăti părintele pentru asta? La ce ar trebui să mai fie atent? Aici dezvoltarea iarăși continuă, ritmul este iarăși accelerat? Din punct de vedere cognitiv, aici fizic nu se mai dezvoltă așa de accelerat copilul, dar din punct de vedere cognitiv, copilul are o creștere accelerată. Se dezvoltă foarte mult coordonarea ochi-mână, ar trebui stimulată, pentru că a scris cititul să intervină la timp și să fie mai facil. E foarte important, de asemenea, felul cum abordăm responsabilitatea temelor. Copilul se va simți copleșit sau va fi cooperant și dornic să afle? Și asta va veni tot pe baza a ceea ce avem noi ca și relație. Dacă copilul percepe că munca pe care o am de făcut este chinuitoare și mă simt obidit și chinuit de ea, și asta este un exemplu pe care îl poate lua fără să se gândească de la părinți, văzându-i pe ei cum lucrează și atitudinea lor față de muncă, sau copilul ia munca ca pe ceva frumos, extraordinar și dornic de explorat. Și atunci foarte mult noi spunem și facem fără să ne dăm seama. Deci e importantă și perioada aceasta. Foarte importantă. Și apoi avem perioada aceea a prepubertății, perioada 6-10 ani. Ce-i de făcut acolo? Acolo e foarte importantă, pentru că în perioada aia începe, din punct de vedere cognitiv, o dezvoltare mai accelerată. E foarte importantă stimularea. Cred că perioada aia e foarte importantă să oferim copiilor suficiente căi prin care să descopere ceea ce le place. S-ar putea să nu-i placă foarte mult să stea să, nu știu, buchisească la scris șiruri întregi de litere, dar să vorbească foarte repede într-o limbă străină. Atunci descoperim, de fapt, care sunt darurile pe care Dumnezeu le-a dat copiilor noștri. Da. Și părintele trebuie să fie atent, foarte atent. Și să-l expună pe copil la situații noi. Pentru că doar așa află ce i-ar plăcea, doar explorând. Află ce și să-i permite să exploreze. Sigur că da. Să-l pună în context. Poate instrument, poate muzică, poate e creativ, desen, arte.
mi se pare că foarte mult se pune accentul doar pe latura cognitivă, strict matematică și română, în, cel puțin în România. Un pic de fizică și... Dar nu e chiar așa. La fel de creativi, de minunați sunt și copiii creativi, care pot să facă lucruri extraordinare cu mâinile lor. Unde e îndemânarea și manualitatea pe care ar trebui orice om să o aibă în abilitățile sale? Că unii sunt mai îndemânați decât alții, e adevărat, dar începe și de acolo, din perioada aceea. Mie mi se pare că este un dar extraordinar pe care părinții îl pot da copiilor lor dacă îi ajută să-și descopere abilitățile, calitățile, darurile în perioada asta de copilărie. Foarte adevărat. Și să-i încurajeze să le urmeze. Și să-i încurajeze să le urmeze, chiar dacă uneori nu sunt potrivite cu ceea ce părintele are ca dar sau cu ceea ce i-ar plăcea lui să aibă copilul. Dar dacă nu-i dar darul ăsta, tu ca părinte, copilul tot va căuta. Sigur că da. Nu are instrumentele să caute în perioada asta, va căuta în adolescență sau în tinerețe sau în perioada de adult tânăr, dar atunci tumultul va fi mult mai mare. Și rătăcirea va fi pe o perioadă mult mai lungă de timp. Ar fi putut să fie de la început integrat într-un loc în care să-i preiască. Exact. Gândiți-vă ce important este pentru noi toți să avem un loc unde lucrăm care să ne placă, nu? Toți căutăm asta, un job care să ne placă și să ne satisfacă altfel decât doar financiar. Da? Nu-i suficient financiar. Da, așa e și copilul. De ce am așteptat de la copil el să progreseze și să meargă doar în explorarea abilităților cognitive? De ce nu și acelor non-cognitive? Poate va fi un bun psiholog, poate va fi o persoană care va putea comunica într-un mod extraordinar, dar doar expunându-l în situațiile respective, în perioada respectivă, putem să ne dăm seama că și alea sunt la fel de importante. Și asta presupune pentru părinte și o ieșire din zona lui de confort. Adevărat. Pentru că s-ar putea ca în zona ta de confort să nu găsești acele lucruri care să facă un click serios cu ceea ce are copilul ca dar. Adevărul este că foarte, foarte devreme în viața mea ca și părinte am descoperit că copiii ne scot din zonele noastre de confort și ne schimbă perspectivele asupra vieții. Dacă îi lăsăm să o facă, pentru că interacțiunea cu cineva totdeauna ne va schimba, dar de ce nu am lăsat și pe copiii noștri să ne influențeze? Și mie mi se pare că am știut să mă bucur înainte de a avea copii, dar felul în care am învățat de la ei să mă bucur este unul extraordinar pe care încă le exersez și chiar le spun deseori că le mulțumesc pentru asta. Da, da, ne împing, ne scot, ne trag din zonele noastre de confort. Mai avem perioada de la 10 la 14 ani. Cum e perioada aceea? Deja în zona asta religioasă se vorbește despre tinerețea negurată. Începe perioada preadolescentă. Cât de dificilă e? Ce ar trebui să facă părinții în perioada asta? Ce ar trebui să înțeleagă părinții în perioada asta este că încep deja dezechilibrele hormonale, pentru că tânărul nostru, copil, se pregătește să devină adult, trece printr-o perioadă de furtuni hormonale, să le zicem, care aduc tot felul de modificări emoționale foarte bruște. Și în perioada de preadolescență deja încep. Acum, eu pot să vă spun că la un moment dat, de undeva de prin 1998, au început foarte serios cercetătorii să se uite în domeniul psihologiei, să se uite la copii care erau mult mai fragezi. Deci preadolescența începea deja undeva de pe la 11 ani și deja foarte mult vedem asta. Foarte adesea fetițe care la 12 ani deja sunt dezvoltate cum în urmă cu poate 15-20 de ani erau fetițele de 14 ani. Ei bine, aceste modificări hormonale trebuie luate în contextul nu vârstelor pe care o carte sau alta le propune, ci în contextul copilului și a dezvoltărilor pe care le vedem în el. A copilului tău. Da. Da, da, și de aceea ajustarea ar trebui să vină în momentul în care văd că încep să apară modificări. E foarte importantă perioada aceea, pentru că copilul începe să
meargă spre adult, spre ceea ce înseamnă adult și poate începe să arate aproape de forma lui ca și adult, cel puțin fetele. Și ne trezim că îi și tratăm ca pe niște adulți și așteptăm de la ei să aibă abilități să-și gestioneze emoțiile și ei n-au de unde, pentru că încă sunt vulnerabili din punct de vedere emoțional. Perioada asta e foarte, foarte profund marcată de aceste tulburări hormonale. Ce mare și grea chemare are părintele, pentru că poți să te trezești la un moment dat, greșit poziționat, fie că ai așteptarea ca el să se comporte ca un adult, deși nu are abilitățile, instrumentele să o facă, fie că te raportezi la el ca un copil, ca la un copil, da, care nu mai e. Da, a trecut da, perioada. Da, el nu e. E un copil, e un adult, nu mai știi. Și de aceea trebuie să fii foarte prezent. Da. Da, 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 da. Și foarte conectat cu copilul. Pentru că aici apar momentele alea în care copilul vrea să se definească pe sine negând valorile tale sau desprinzându-se de ele. Și aici e foarte important să nu iei personal și să încerci să-l ajut, să fii lângă el, pentru că chiar are nevoie de ghidare, chiar dacă el în teribilismul lui va spune nu e nevoie. Și o neagă și te respinge. Da, 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 da. E normal. A, trebuie să spui ceea ce ai de spus, chiar dacă ai sentimentul că nu se transmite. Da, se transmite tot, vă asigur. Transmite tot. Doar câteva întrebări mai am și încheiem perioada asta. Mi s-a părut, atunci când eu am trecut pe drumul ăsta, că unul dintre lucrurile importante de făcut pentru copiii mei și un lucru pe care l-am discutat împreună cu soția este să stabilim o listă de, am numit-o noi, valori pe care, la care ținem neapărat și pe care vrem să le transmitem. Valori la care vom lucra în mod constant pentru implementarea lor. Cât de importantă este o astfel de listă pentru foarte părinți? Foarte importantă. E foarte, foarte importantă și lista asta de valori, eu vă dau un exemplu, undeva de prin 9 luni, deja începeți să o transmiteți, pentru că copilul pe la 9 luni începe să se deplaseze și începe să pună mâna în tot felul de locuri. A nu-i spune copilului nu, este greșit. Copilul trebuie să audă nu, trebuie să audă nu-i voie, dar felul în care o faci contează foarte mult. La vârsta aia îl iei, îi spui nu și îl și muți din locul în care se duce și merge spre pericol, da? Și de fapt îi transmiți valoarea, ești important pentru mine, sunt aici să te protejez și lucrurile importante pentru noi, noi le protejăm, da? Și mai târziu, poate undeva în adolescență, de ce nu, asta rămâne ca valoare de bază. Te iubesc, îmi dau seama ce-ți dorești, dar pentru că pot să văd consecințele, spun nu la ceea ce tu vrei acum. O altă bătălie, iarăși serioasă în viața părinților, este păstrarea regulilor. Adevărat. Implementezi regulile, da, dar e atât de dificil să le păstrezi, inclusiv tu ca părinte. Da, 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 da. Ce pot face părinții ca să se disciplineze și mai tare? O tehnică foarte bună este aceea de a scrie. Mi-am propus să fac asta, să știi când ești obosit câteodată și vii de la lucruri și copiii tăi tocmai au încălcat una din valori, ce ar fi să ai unde să te duci să-ți amintești? Că altfel copiii vor manipula momentul ăla și vor zice, dar nu ne-ai spus, dar noi nu știam. Da, dar întotdeauna apare lucrul, dar nu ne-ai spus așa. Da, dar nu pentru că ei vor să vă facă personal, ci pentru că ei cine știe pe ce câmpie erau în timp ce le vorbeați despre valori. Pentru că era iară discuția aia despre valori. Și mai este o bătălie teribilă și aici vă rog să ne dați un sfat legat de lumea virtuală. Cred că părinții, 50%, sau haide să mă feresc de a da procente, dar o mare parte din lupta pe care ei o dau este lupta pentru a păstra copilul cumva scos măcar parțial din lumea virtuală. Ce poate să facă un părinte? Că toți copiii sunt atrași de lumea virtuală. Da, 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 da. Am văzut un bebeluș de 9 luni care nu văzuse telefoane decât și n-a avusese telefon până atunci și când a văzut unul și bunica era cu el în mână și copilul în brațe la bunica, copilul deja știa să dea așa cu degetul. La 9 luni deja știa să dea scroll. Așa sau așa. Da, foarte repede se prinde de copii lucrul ăsta.
din păcate, e foarte dificil să-i ținem departe, dar nu e imposibil. Cu răbdare și cu oferirea de activități care să le atragă atenția, să le placă, să-i antreneze în ceva, apropo de descoperirea abilităților, eu cred că nu e imposibil să-i ținem departe sau să limităm într-o oarecare măsură accesul la ecrane. Și dincolo de asta, nu sunt anti-ecrane, dar e important și controlul parental, la ce se uită copilul când e pe ecrane. Adică, poate că ești obosit sau poate că ai musafie și vrei să faci curățenie prin casă sau faci mâncare, dar e important la ce se uită copiii când tu ești mult prea prins cu altceva. Când ar trebui să apelăm la un specialist? Care sunt cele câteva semnale sau un semnal, două, în care, ok, nu ne mai descurcăm singuri? Este vremea să apelăm la un specialist. Un moment potrivit este acela după ce ați încercat tot ce a însemnat creativitate. Foarte de folos în cărțile și de aceea noi am venit astăzi pregătiți să oferim părinților și o resursă foarte minusculă în comparație cu oferta de pe piață. De ce să nu citim din timp și să ne informăm ca să știm cum să abordăm anumite situații? Și acum sunt la îndemână foarte multe emisiuni și foarte multe resurse video care ne ajută foarte mult să învățăm și despre cum să abordăm anumite crize și perioade. Dacă facem asta constant, s-ar putea să nu ne împotmolim, dar dacă ne împotmolim, cred că e un moment oportun când simțim că suntem la capătul puterilor, decât să ne ieșim din pepen și să începem să forțăm spre ceea ce noi dorim, mai bine să mergem spre conlucrare și să cerem unei a treia părți să intervină în dinamica asta ca să medieze un pic conflictul care s-a născut. Da. Și să nu se agraveze dacă vedem că nu putem controla. Bun, ce carte ne recomandați? În primul rând aș vrea să vă recomand Secretele Inteligenței Copilului de John Medina, un autor foarte bun care vă propune o incursiune în viața copiilor de până la 5 ani. O carte foarte bună, mai ales că vorbește și de perioada intrauterină. Și aici mi se pare foarte important cum abordăm și să fie abordat și din perspectiva unui specialist. Dar mie mi se pare că John Medina scrie ca un specialist, adică ca un om care știe lucruri, dar într-o formă în care poate fi ușor digerată și de cei care n-au, nu știu, vocabular extins în domeniul științific al psihologiei. Și eu astăzi v-am adus încă o carte. Este vorba despre disciplinarea pozitivă, care aduce în atenție și e foarte concretă, e subțirică și foarte concretă, la obiect, cu exerciții și recomandări, în problemele și crizele care apar. Și de ce disciplinare pozitivă? Pentru că creierul uman este orientat mult mai repede spre a răspunde imediat în lucrurile pozitive decât în cele negative și coercitive. Eu am adus pentru părinți, de Paul David Tripp, 14 principii biblice care pot să-ți schimbe radical familia. Recomand autorul ăsta, el are o carte și despre adolescenți, despre care vom vorbi în celelalte emisiuni. Paul David Tripp chiar scrie profund, profund biblic, ancorat în realitate, deci e un autor de recomandat și de urmărit. Vă mulțumim! Cu mare drag! Vă mulțumim și vă mulțumim și vouă, cei care ați fost alături de noi în această emisiune. Ce vreau să vă spun acum este că, într-adevăr, ne-am doar survolat toată zona asta a copilăriei și a problemelor sau nevoilor, necesităților care apar odată cu apariția unui copil în viața unei familii. Dar dacă aveți întrebări, dacă aveți experiențe pe care vreți să le împărtășiți, în linkul din descriere veți găsi și o adresă de e-mail, adresă de e-mail unde ne puteți scrie și unde putem să luăm, adunăm întrebările voastre și într-o emisiune separată vom încerca să răspundem la ele. Până atunci,
Rămâneți cu noi, rămâneți cu Ecclesia Life și dacă ați găsit util conținutul pe care îl faceți aici, distribuiți-l mai departe. Un like, un share întotdeauna ajută. Mulțumim! Subscribe!